Iisuse. Sunt cu totul copleșit și inundat de valuri de lumină, văzând că printr-un har nemărginit sunt astăzi invitatul tău la cină. Mă las de invitație pătruns, dar rostul ei nu înțelege firea. Prin ce mister adânc de nepătruns pot sta la masă cu dumnezeirea? Însă tu vrei în jurul tău să ai pe toți ai tăi, gătiți în straie sfinte, servând aici ca într-un colț de rai o cină de aducere aminte. O pâine frântă, ca și trupul sfrânt, ne reunește în trup de adunare, în care strâns legați prin Duhul Sfânt, îți suntem ție, Doamne, mădulare. Când rodul viței curge în pahar, ca semn al legământului salvării, vedem curgând pe cruce la calvar, din rând divine, sângele iertării. M-ai invitat, Iisus, la masa ta și trebuia să vin cu mâini curate. Eu m-am spălat, dar străduința mea să mă sfințească pe deplin nu poate. Doar Tu poți, Doamne, să mă curățești. Ca pe un copil luându-mă de mână și apoi, curat, să mă învrednicești să stau și eu cu oaspeții la cină. Îți mulțumesc că-s printre invitați. Curat, sfințit, învrednicit de Tine să stau la masa Ta, cu atâția frați cu care voi serba și în slăvi divine. Amin. Amin.